Așadar, bună seara, dragilor, și bun găsit la Atelier Pro Online. Iată-ne la ora asta. Merită să rețină toată lumea că reușim să facem matematică, nu, a treia zi de Paști, și la ora asta. Asta nu că suntem așa capricioși, ci numai pentru că n-am găsit timp. Spuneam altădată că mi s-a întâmplat așa în activitatea mea, la un moment dat să fiu atât de solicitat cu meditații, încât ultima meditație o făceam de la 9 la 11 sâmbătă seara. Da, dar nu pentru că eram eu capricios, ci pentru că era ultima fereastră, singura fereastră care îmi lăsese mie libere. Și am spus, băieți, uite, atât am. Aici puteți veni? De acord. Sâmbătă seara, 9 la 11 făceam ultima meditație. Așadar, cu ce să încep eu azi? Eu mă gândeam să facem cum ar veni o recapitulare pentru teză. Să începem ușor, ușor, din tot ce am făcut, ca să am... Și să facem 2 în 1. Analiza asta, nu crezi că... Eu care... Da, da, vedea să zic, ca să... Tocmai, asta fac acum. Uite, deci cum să zicem, noi... Analiza matematică. Clasa a 11-a, recapitulare, nu? Un fel de recapitulare. Deci să ne atingem dublu scop, da? Da. Uite, dacă cumva cineva îți dă următoarea ecuație, y egal cu 2x plus 1, unde despre x și y, perechea asta, care că aparține lui Gerloria. Să găsim toate perechile, X și Y, care fac chestia asta. Să știi că nu e o treabă foarte simplă. Ca să găsești toate perechile reale, X și Y, care să facă treaba asta. Ai o părere? Ai un punct de vedere? Să luăm ca pe funcție? Sigur că da. Deci, în loc de Y, zicem f de X. F de X egal cu 2X plus 1, unde F e definită, ne uităm ca lege, noi am luat legea, da? Adică, practic, te gândești în felul următor. Y-ii care îi obținem sunt funcții de X, nu? Y-ii sunt funcții de X. Și atunci tu ai în minte, cred eu, treaba asta. Să dai lui X valori, nu? Să dăm lui X valori, care pot fi de data asta ca expresie de la minus infinit la plus infinit, și de desubt să vedem Y-ii care apar ca urmare a faptului că se realizează corespondența asta, nu? Deci a studia, a găsi toate perechile, înseamnă a găsi Y-ii pentru că X și știm. Da? Sigur că funcția asta depinde de funcții de gradul 1, nu? Graficul funcției de gradul 1 este o treaptă. Din geometria analitică știm bine că două puncte, sau din geometria plană chiar, prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una, și atunci ești repede pe culoar și spui, dacă eu iau două puncte, să zicem, iau un x1 și x2, hai să zicem x1 egal cu minus 1, să zic, și x2 egal cu 2, și găsesc y-ii corespunzători, perechea asta mi-e suficientă, spui tu. Perechea asta mi-e suficientă pentru că prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Și cu asta toate punctele de pe dreaptă sunt de fapt perechile X și Y care satisfac relația respectivă. Da? Deci, repede ce facem? Pentru X egal cu minus 1 găsim pe Y-ul egal cu minus 1. Deci, oprim imaginea lui minus 1 este minus 1. Iar când X-ul e 2, Y-ul este în clipa asta cât? 5. Da? 5. Și luăm repede sistemul. Pentru că perechile în plan. Da. Perechile înseamnă un X și un Y. X și pe axa orizontală, nu? Y și pe axa cealaltă, pe dreapta perpendiculară. Deci asta este a X-ilor. Asta este a Y-ilor. Aici este 0, o punctul de intersecție al celor două, de coordonate 0 și 0. Și acum
pun pe minus 1, minus 1, că lipsim minus 1, y pe minus 1. Ia pe un prim punct, a de coordonate minus 1 și minus 1, și b de coordonate 2, da, respectiv unitatea de măsură 2, și respectiv 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sigur că noi am găsit numai două puncte, dar fiindcă graficul este o dreaptă, le unim pe cele două, prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una, asta știm din geometria plană chiar, ca axiomă. Și cu ocazia asta noi am selectat din plan, nu în infinitate de puncte de plan, pe X și Y, am selectat doar pe acelea de aici, să știi că orice punct de aici m-aș opri are un X și un Y, care perechi X și Y verifică relația de aici. Deci noi cu ocazia asta am găsit toate perechile. Da? De răspunsul la întrebarea cine este mulțimea punctelor pentru care se întâmplă ca să fie adevărată relația asta? Răspunsul. Asta e mulțimea punctelor. De pe dreaptă. Deci mulțimea tuturor punctelor de pe dreaptă constituie mulțimea pe care trebuia să o descoperim. Nu. N-am luat un punct de aici sau din partea cealaltă. Pentru că coordonatele și surele sunt altele. Și nu corespund. Și nu vor verifica. Și nu vor verifica legea. Da? Asta ne-a fost foarte simplu pentru că a fost o funcție elementară. Da. Funcția care grafic a știut și de aceea am dus-o dreaptă și totul a mers foarte bine. Ce ne facem dacă avem de văzut mulțimea perechilor X și Y? Deci să vedem mulțimea perechilor X și Y pentru care se întâmplă relația următoare. Y egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. Da? Y egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. Lucrurile sunt mai complicate aici. Este vorba de o pereche de... Nu-i chiar la îndemână, pentru că mintea ne fuge tot așa, pentru că vedem că Y este o expresie în X și atunci ne gândim la o funcție care să fie asta, legea de corespondență și atunci ideea ar fi să găsim graficul. Da. Ca și data trecută, mulțimea tuturor perechilor găsite s-a aflat pe dreapta respectivă. Adică să trasăm graficul acestei funcții, care va arăta, habar n-am cum, dar sper să fie... Să o reușim totuși. Așa că ne ducem după ideea anterioară și o să zicem că avem funcția f de x egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Despre funcția asta pot să fac precizarea că e definită pe el. N-am nicio supărare. X și y pot fi pe mulțimea numerelor reale pentru că e radical din modul. Și modulul totdeauna e un număr pozitiv. Radicalul există doar din parte în numere pozitive. Cu valori, Y care îi găsim vor fi tot numere reale, să zicem. Da. Așa. Și chiar asta e problema acum. Să găsim mulțimea Y-cilor care cu X și respectiv se formeze perechi care sunt cele, nu? Care satisfac relația respectivă. Așadar, ca și data trecută, încep cu tabelul de valori. Despre X știu că sunt de la minus infinit la plus infinit. Y-ii care apar aici se pune. Minus 3 și 2. Și ar fi interesant să începem să găsim ceva, niște repere. Acum, nu mai pot spune ca data trecută că dau doar două puncte și nu-i suficient. Că nu e o dreaptă. Simt că nu e o dreaptă. Graficul acestei funcții. Da. Că nu e funcție de gradul tău. E la x plus radical din modul din x pătrat. Dacă ar fi fost x plus o constantă, ar fi fost funcție de gradul tău. Dar e x plus... ciudățenie asta. Da, ciudățenia asta, deci... Mi-e foarte greu.
E foarte greu. Trebuie să încerc să fac un studiu amănunțit, atent. Cred că modulul ăsta mă încurcă un pic și ar trebui să fac o explicitare a modulului, ca să văd cum arată funcția. Așadar, o să zicem, nu modul din x pătrat minus 1. Că, pentru explicitare, expresia de sub modul, x pătrat minus 1 egal cu 0, rezultă x1, 2. Egal, te rog să încep să vorbești. X1, 2. Egal cu plus minus 1. Da. Facem un tabel de variația lui x pătrat minus 1, da. Ca să vedem. Noi știm la explicitarea modului că pe acolo unul e pozitiv, rămâne așa, unul e negativ, îi schimbăm semnul. Da? De ce facem acest lucru? X-ul de la minus infinit la plus infinit. E vorba de x pătrat minus 1 de care ne ocupăm. O putem vedea ca pe o funcție de sine stătătoare. Da? Minus 1 și 1, 0 și 0. Minus. Dăm o valoare din interior 0. Și atunci vine negativ. Deci pe aici punem minus, plus. Și atunci modul din x arată așa. Modul din x pătrat minus 1 egal cu acolo. Rămâne așa. Exact, x pătrat minus 1. X pătrat minus 1 pentru zite, rog. Pentru x aparține intervalului minus infinit minus 1. Minus infinit minus 1 reunit cu, cum mai vedem. Reunit cu 1 plus infinit. Da, închis 1 plus infinit. Da. Și egal cu... Și minus x pătrat plus 1 pentru x aparține intervalului minus 1. Minus 1, 1. E, atunci fx arată cum? Prin două exprimări. X plus radical din chestia asta sau x plus radical din chestia cealaltă, nu? Da. Deci fx ar arăta astfel. Hai să șterg deasupra ca să rămână spațiu mie pentru lucru. Și după ce am făcut asta, spun că fx egal cu acolată. F de x egal cu acolo. Cu x plus radical din x pătrat minus 1 pentru x aparține lui minus infinit minus 1 reunit cu 1 plus infinit egal cu x plus radical din 1 minus x pătrat, nu? Da. 1 minus x pătrat pentru x aparține între minus 1 și 1. Așa arată funcția F de x. Și acum, încercăm o comportare la plus minus infinit. Adică, sau să dau lui x egal 0, să dau niște un punct să dau, pe x egal cu 0, așa să vedem, da, ce imagine găsim. Să vedem pe unde taie axa x-ilor. Da? Deci pentru x egal cu 0, ce obținem? Pentru x egal cu 0, obținem f de 0, f de 0 egal cu 0 plus radical de minus 1. Dar unde îl dăm noi pe 0? În prima sau în a doua? În a doua. În a doua? Da. Da, în prima pe 0, nu este aici. A, da. Ar fost tot în pene acolo, radical de minus 1. Păi da. Deci vine i 0 plus radical din 1, 1. Deci imaginea lui 0, imaginea lui 0 este 1. Acum, aș mai vrea să văd cum se comportă la plus minus infinit. Adică problema asimptotelor. Nu? Da. Când x se duc la plus infinit, la minus infinit, ce se întâmplă? Da. Problema asimptotelor o să face. Deci asimptot, un punct scos din domeniu nu am ca să mă gândesc la asimptotă verticală. Da. Nu? Deci numai despre asimptotă orizontală sau oblică. Așa. Pentru asta zicem limită. Pentru x tinde la plus infinit. Din care variantă ori o să fac la plus infinit? Prima. Din prima. Dar și la minus infinit tot din prima se face. Da, da. Însă noi îl sunăm la pe rând, pentru că mi-e teamă să nu greșim. Pentru x din la plus infinit din x plus... Radical din x pătrat minus 1. Da. Și egal... Radical din
infinit e infinit, infinit, da. Plus infinit e infinit. Infinit plus infinit e infinit, da? Face plus infinit. Și dacă este plus infinit, înseamnă că n-am asimptotă orizontală. Da. Trebuia să fie valoare finită. Deci rezultă că nu există asimptotă orizontală. Da? Nu există asimptotă orizontală. Și merită să ne ocupăm de cea oblică. Merită să ne ocupăm imediat de asimptota oblică. Pentru asta e vorba de y egal cu mx plus n. Amintești, da? Da. Și deci m egal cu limită pentru x din de la plus infinit din f de x pe x și egală cu limită pentru x din de la plus infinit din f de x, adică x plus radical din x pătrat minus 1 supra x și egal mai departe cu exact, zicem x limită pentru x limită pentru x tinde la plus infinit din x plus radical din x pe lângă plus scoatem de acolo x pătrat care este modul din x, x plus infinit va fi x corect și x-ul a fost scos x-ul a fost scos și atunci radical din 1 minus 1 pe x pătrat, da. Totul supra x, da? X cu x se termină. Da. Și atunci și face 2, adică, da? Da. Hai să spunem, pe mână l-am găsit. M egal cu 2. Nu. Mai ții minte cu cine este egal? Minus, egal cu limită. Egal cu limită. X tinde la plus infinit din f de x. Minus mx, corect. Și egal cu limită. Pentru x tinde la plus infinit din adică x plus radical, da? X plus radical, limită pentru x tinde la plus infinit, x plus radical, x pătrat minus 1, minus x. Minus 2x. Minus 2x, da? Când noi ne-a dat 2. Egal cu limită pentru x tinde la limită pentru x tinde la la plus infinit din x pătrat minus 1 x pătrat minus 1 și minus x. Și când trecem la limită, ce se întâmplă? Păi scoate din tot factul, tot așa factul. Nu, dar să vedem ce se întâmplă mai întâi. A, nu. Va fi infinit, infinit minus infinit. Și? O jucată. O jucată, se egală mai departe cu limită pentru x tinde la plus infinit din x pătrat minus 1 minus x pătrat minus 1 și minus x pătrat totul supra supra radical din x pătrat minus 1 plus x, da? Va fi x pătrat cu x pătrat se reduc limită pentru x tinde la infinit din minus 1 supra radical din x pătrat minus 1 plus x e minus 1 pe infinit, da? Și va fi 0. Ce 0? Fiindcă amândouă sunt finite, sunt foarte încântat de da, faptul că sunt finite. Deci am asimptotă oblică. Da. Deci există asimptotă oblică, hai să o zicem și noi, spre plus infinit, asimptota oblică spre plus infinit, care este y egal cu 2x. Deci există asimptota oblică. N-a fost... N-am avut orizontală, dar iată că este oblică. Nu există oblică și atunci tot o dreaptă care mă va ajuta foarte bine să duc pe lângă ea. Asimptota oblică va fi cea care cere graficul să se lipească de ea. Da? Mulțimea punctelor pe care le caut eu vor fi foarte apropiate la plus minus infinit. Bine, și iată acum am să o scriu aici, ca să ne fie limpede. Ne zicem că y egal cu 2x este asimptota oblică spre plus infinit. Bine.
Și acum ne ocupăm de asimptota. Să vedem ce se întâmplă cu Y-ii când X-ul se duce și spre minus infinit. Da? Deci, limită, cercetăm modul de comportare a Y-ilor pentru X tind de la minus infinit, din care variantă? Tot din prima din X plus radical din X pătrat minus 1. Și face cât? Ia să vedem. Va fi tot așa. Minus 2. Pentru că iese modulul. Da, și modulul și este. Modulul fiind minus infinit va fi minus X. Modulul, deci va fi minus X. Și fiindcă X-ul tinde la minus infinit, va face plus infinit, nu? Da, da. Că e minus X, da. Dar X-ul tinde la... Da. Deci face minus, plus infinit. Plus. Și primul face cât? Minus infinit. Minus. Și vine minus infinit plus infinit. Da? Deci face minus infinit plus infinit. Ce părere ai? E operație fără sens, nu? Da. Și? Cum propui? Tot la conjugat? Tot la conjugat ne oprim, nu? Că alte idei nu avem. Vedem radicalul, altceva nu ne vine în minte. Așadar, reluăm și zicem limite pentru x tinde la plus infinit din limită la plus infinit din x pătrat minus x pătrat plus 1 supra x minus radical din x minus radical din x pătrat minus 1. Și x pătrat cu x pătrat să le duc, face limită pentru x tinde la plus infinit, la, nu la plus, ci la minus infinit. Da, minus infinit. Din 1 supra x minus radical din x pătrat minus 1. Va fi 0. Va face 0. E, ce înseamnă asta dacă face 0? Dacă face 0... A, că nu... Nu există asimptot orizontală. Ba da, există. Că dacă ar fost infinit, e valoare finită. A, dacă există. Da, există data trecută, data infinit, plus infinit și atunci ne-am ocupat de oblică. Da. Nu ne mai ocupăm de oblică de data asta. Deci voi spune că Y egal cu 0 e asimptotă orizontală spre, cine? Spre minus infinit. Deci am niște elemente descoperite în clipa asta. Da. Acum, ce ar mai trebui să fac? Fiind o funcție dată prin două exprimări, mă gândesc la continuitate, să văd dacă se leagă bine în stânga, dreapta, punct la punct respective, minus 1 și plus 1. Deci, la trecere mă interesează, nu? Totdeauna asta. În rest, în orice punct, funcția e continuă pentru că limita e chiar valoarea funcției în punct. Da? Deci, acum ce să facem? Continuitatea în x egal cu... Cu cine cu? X egal cu... Minus 1. Minus 1. Da? Aici e trecerea. X egal cu minus 1. Asta înseamnă că ne pune problema să existe limită pentru x tinde la minus 1 din f de x și ea, asta, limita, să fie egal chiar cu valoarea funcției în punctul minus 1. Cu f de minus 1, nu? Da. Se existe limită și se fie egal cu valoarea funcției. Dar limita fiind prin două exprimări, trebuie să fac limită la stânga și limită la dreapta, da? Deci încerc. El ies în minus 1 egal cu, mă duc la expresia din stânga la minus 1, egal cu limită. Pentru x fiind la minus 1, x mai mic ca minus 1. X mai mic ca minus 1, din expresia. Prima. Din prima, din x plus radical din x pătrat minus 1 și face înlocuind minus 1
la pătratul 1 minus 1, 0, deci face minus 1. Deci limita la stânga lui minus 1 e minus 1. Limita la dreapta în minus 1, ca să văd dacă există limită mai întâi, deci de aceea faci cele două limite laterale și deschizi și egalele, da? Da. Limită pentru x tinde la minus 1, x mai mare, dar minus 1, dincolo de minus 1. Imediat dincolo de minus 1, da. E a doua. Da. Că vecin, da? Deci asta dacă la dreapta, imediat la dreapta, nu aici la dreapta dincolo de 1, ci da. De minus 1, da? Din x plus radical din 1 minus x pătrat face minus 1. 1 minus 1 la pătrat 1, 1 minus 1, 0, deci minus 1. Concluzia, există limită pentru x tinde la minus 1 din f de x și ea este egală chiar cu minus 1. Că cele două limite de la laterale sunt egale. Dar acum să facem și f de minus 1. Deci f de minus 1 cât va face? Locând pe x cu minus 1, unde? Îl luăm în prima. În prima cu intervalul închis. Acolo e minus 1. Deci vine și va fi minus 1. Abia acum spun faptul că limita egal cu valoarea funcției în punct. Da. Deci rezultă că f continuă în x egal cu minus 1. Funcția continuă minus 1. Noi aici aveam dubie, minus 1 și tot așa în 1. Putem spune că avem o primă pereche, minus 1 și 1. Deci am prins o pereche din studiu făcut acolo, perechea e minus 1 și 1. 0 și 1, da? Să mai vedem acum și ce se întâmplă în... Nu e minus 1 și minus 1? Minus 1 și minus 1 au fost rămeate, da, corect. Minus 1 și minus 1. De-aia suntem împreună aici, da. Ca să fim corectăm. Deci, să facem și în x egal. Deci, continuitatea în x egal cu 1. Pentru asta, deci, mi-e ales în 1, egal cu limită pentru x tinde la 1, x mai mic ca 1, din f de x, și egal cu limită pentru x tinde la 1, x mai mic ca 1, din care expresie? Imediat mai mic ca 1, cred că va fi a doua. A doua? Nu cred că. Sigur este a doua, da? Neapărat a doua. Deci din x plus radical din 1 minus x pătrat și facem, locuind pe x cu 1, face 1. Limita la dreapta lui 1 egal cu limită pentru x tinde la 1 x mai mare ca 1 din f de x și egal cu limită pentru x tinde la 1 x mai mare ca 1 din care, acum, din prima, din x, x plus, adică din x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Și va fi tot 1. Și va face tot 1. Din cele două, fiindcă cele două limite laterale sunt egale, înseamnă că, deci cum el ies în 1, egal cu el de în 1, rezultă că există limită pentru x tinde la 1, noi am încercat cum se comportă în stânga, cum se comportă în dreapta, da? Din f de x și limita asta e egal chiar cu 1. Și acum facem dedesubt și f de 1 și va face cât? Va face 1. F de 1 egal cu 1. Concluzia, f continuă în x egal cu 1. Da? E continuă în x egal cu 1. 1 pentru că limita care există e egal chiar cu valoarea funcției în punct. Și mai mult am prins și perechea 1, 1, da? Da. Bine. Acum, ce mai putem face? Am, ca să vedem unitatea axa x-lor. Ca să vedem unitatea axa x-lor, facem y cu 0. Pe axa x-lor, y cu 0. Iar pe axa y-lor, x-ul este 0. Noi am găsit axa y-lor. Că am făcut x-ul 0 și am găsit y cu corespunzător. Deci știm că unitatea e axa y-lor. Să vedem pentru axa... Deci intersecția, hai să zicem așa. Intersecția graficului
Deci graficul lui F, graficul lui F intersectat cu Y, Y prim, fiindcă am făcut-o, înseamnă de fapt să facem X egal cu 0 și atunci Y-ul este F de 0 și am văzut că este 1, nu? Dar am și făcut-o. Acum să ne ocupăm de intersecția graficului F. Graficul lui F intersectat cu XX prim, cu axa X-ilor. Aici este Y-ul egal cu 0, nu? Și asta înseamnă că dacă Y-ul e 0, avem două variante. În loc de X, F de X punem 0, nu? Da. Adică avem două variante. Când X-ii sunt aici și când X-ii sunt aici. Deci, cazul întâi. Cazul întâi. Dacă X-ii aparțin la minus infinit, la minus 1 închis, reunit cu 1 plus infinit, atunci am de rezolvat ecuația X plus radical din modul, radical din X pătrat minus 1, egal cu 0. Da. Deci X în partea cealaltă. Deci X în partea cealaltă, cum ai zis. Deci vine radical din X pătrat minus 1 egal cu minus X. Adică la pătrat. Adică la pătrat. Va fi X pătrat minus 1 egal cu X pătrat. Deci rezultă de aici. La pătrat ai spus. La pătrat și faci X pătrat minus 1 egal cu X pătrat, da? Și va fi minus 1 egal cu 0. Da. Ce înseamnă asta? Așa. Nu intersectează în... Nu intersectează axa X-ilor, nu? Da. Deci asta ar însemna faptul că am o trăsnaie de asta, echivalent cu a spune că minus 1 egal cu 0, rezultă că graficul, iată, lui F, nu intersectează X prim pentru X-ii, pentru X-ii, de la minus infinit la minus 1, reunit cu 1 plus infinit. Nu am intersecție zona asta. Cazul 2. Când X-ul aparține de la minus 1, 1 deschis, rezultă că am de-a face cu ecuația X plus radical din 1 minus X pătrat egal cu 0, ceea ce ar însemna că radical din 1 minus X pătrat egal cu minus X, da? Da. Și cam ambii membri la pătrat și asta înseamnă 1 minus X pătrat egal cu X pătrat. Adică? Minus, nu. 2x pătrat. 2x pătrat. Egal cu 1. Da. Adică x pătrat. Egal cu 1 pătrat. Și atunci, x va fi radical din 1 pătrat. X1, 2, egal cu plus minus, radical din 2 pătrat. 1 pătrat. Am radical, am raționalizat. Da, da. Radical din 2 pătrat. Am obținut două soluții. Înseamnă că dăm taie în două puncte? Așa se pare, nu? Dar ce știu, aici e o ecuație irațională. Ce știu la ecuații irraționale? Am făcut într-o seară când cu Miruna, ți-ai minte? Da. Și punctam eu o chestie. Că înainte de a ridica la pătrat, mai punem o condiție. Bine, că și sub radicală e pozitiv, trebuie deja să asigura de fază. Trebuie și celălalt să fie pozitiv. Adică trebuia să punem minus x fie mai mare ca 0. Partea stângă e pozitivă. Adică x negativ. Deci minus x, dacă x-ul e negativ, minus cu minus va face plus. Deci nu spuneam un două. O punem doar cea cu minus. Cea cu minus. Dacă nu suntem atenți la chestia asta, la punerea condițiilor, atunci verificăm. Spuneam data trecută, nu? Da. Să amintești și ziceam, dacă ne scapă chestia asta și ne scapă, iată că ne scapă, acum eram cât de cesurile, îmi luăm pe amândouă. Deci în condițiile astea nu rămâne decât să mă întorc cu ambele și să verific. Da. Că, prin indicarea pătrat, să adaugă soluții. Fostul minus la a doua devine plus. Ăsta e motivul. Așadar, ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Ia să vedem. Pentru x egal cu minus radical din 2 pe 2, rezultă
În asta, de aici sau da. În cealaltă, n-are importanță. Da. Bine, radical, da, radical din... 1 minus pătratul... Urmează, va fi... Pătratul vine cât 1 pe 2. Uite, x pătrat egal cu 1 pe 2. Deci 1 pe 2 egal cu... Cât vine minus, minus... Radical din 2 pe 2. Echivalent, să vedem dacă e adevărat. După aceeași mitoră, da. Vine radical din 2 minus 1 pe 2. Da? Și face... 1 pe 2 egal cu radical din 2. Hai. Deci, 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 2. 2 egal cu radical din 2 pe 2, e adevărat. Da. Că raționalizăm și aici, este același lucru. Da. Deci, adevărat. Deci, x egal cu minus radical din 2 pe 2 este soluție. Și probabil cealaltă nu va fi. Cealaltă nu va fi cu care o luăm cu x. Hai să ne convingem. Deci pentru x egal cu radical din 2 pe 2, se întâmplă că avem radical din 2 pe 2 plus... Până sau e cealaltă? Radical din 1. Așa. Radical din 1 minus... Radical din 2 pe 2. 1 minus 1 pe 2. Da. Deci x pătrat e 1 pe 2. Da. Egal cu radical minus... Acolo era minus x. Da, minus radical. Da? Uite aici. Da. Egal cu minus radical din 2 pe 2. Echivalent. Raționăm 2, 1 pe radical din 2. Egal cu minus radical din 2 pe 2. Fals. Cum? Aici e pozitiv și ăsta e negativ. Da. Da? Deci nu se poate. E aiurea. Asta înseamnă că x egal cu radical din 2 pe 2 nu este soluție. Și așa că la intersecția graficului cu axa x-ilor numai un singur punct avem. E vorba de cât y-ul e 0, iar x-ul cât este? Am zis noi, minus radical din 2 pe 2, nu? Deci când x-ul e minus radical din 2 pe 2, cam cât este minus radical din 2 pe 2? 1,41, 0,70 și da. Ceva. Da? Pe aici undeva este, da? Da. De fapt, noi între minus 1 da. Și 1. E clar că aici trebuie minus radical din 2 pe 2 și imaginea este 0. Y-ul respectiv este 0. E, cam am luat noi o parte din punctele acestea. Da? Limita la minus infinit, cât ne-a dat? La minus infinit este 0, parcă, nu? La... Ia vezi, da, da. Este 0. Da. Și la plus infinit e o dreaptă. Da. Ia să vedem, cam cum. Cam cum arată. Încercăm să schițăm perechile de puncte ca informație, cât avem până în clipa asta, să vedem, avem noi suficiente informații ca să putem trasăm cu maximă precizie. Orice, dacă e mișcat creta în stânga, în dreapta, e aiurea. Nu mai este graficul acela. Mai avem cât este ceasul? Așa, mai avem, avem timp. Da. Ce-am reținut aici? Rezolvarea ecuațiilor iraționale. Da. Notăm observații. Observații, că eram, trebuie ce să ne părăm. Observații. Atenție la rezolvarea ecuațiilor iraționale. Se pun condiții, nu? Pentru existența radicalilor, de ordine par. Și după aceea se elimină radicalii, vorbim de algoritmul acela. Și încă important, la eliminarea radicalilor, atenție să adaugă soluții, da? Radicalilor din par. De aceea trebuie să verificăm soluția. Și să le selectăm pe cele care verifică. Luăm un sistem de axe. Hai să iau... Nu, no, lasă așa.
și trec pe rechile care le-am până acum. Minus 1, minus 1. Unu, unu. Zero, unu. X-ul e zero. Și Y, unu. Ha, și ciudățenie. Deci aceeași, aceeași valoare. Da. Da? Când X-ul e zero, avem aici, bine, nu? Da. X-ul e zero, Y e unu. Când x-ul e minus radical din 2 pe 2, adică 0,70 ceva, spuneam noi, cam pe aici, pe ceva, y-ul este în timpul ăsta 0, steluțe. Deci este un punct care ne interesează. Și mai avem și asimptota oblică. Asimptota oblică Y egal cu 2X. Y egal cu 2X, da. Y egal cu 2X. Înseamnă așa. Pentru X egal cu 0, rezultă că Y egal cu 2 egal cu 2 ori 0, 0. Deci, punctul e o dreaptă. Da. Trece pe două puncte. 0, 0. Și când X e egal cu 1, Y cu cât este? Când X e egal cu 1, X egal cu 2. Y egal cu 2. X-ul e 1, Y-ul este 2. Și dacă Y-ul este 2, iată, acesta este punctul. Și asta este asimptota oblică. Y egal cu 2X. Deci Y egal cu 2X este asimptota oblică. Și în momentul de față, am orizontala, ea îmi spune că în clipa în care X și Z spre minus infinit, Y și sunt ori deasupra, ori de desubt. Foarte aproape sunt Y. Asta face asimptota, trage de grafic foarte mult, da? Dar dacă ar fi deasupra și trebuie să ajung aici, bunul simț îmi spune că aș trece peste dreapte, nu? Parcă tinde să descrească. Iată că despre Y trebuie să am și o informație în plus. Că, iată, descresc sau nu? Cresc pe intervalii de monotonie. Pe unde cresc Y, pe unde descresc? Și așa asta numai derivata ne-o dă. Rolul derivatei este ăsta. Derivata ne spune, ne indică interval de monotonie. Iar semnul, pe acolo unde derivata e negativă, funcția descrește, iar pe unde e pozitivă, funcția crește. Așadar, facem derivata aici și ne ocupăm de semnul derivatei și informațiile de acolo ne-or fi foarte, de foarte mare interes, de importanță maximă. Da? Deci de aceea ne ocupăm de derivată. Hai să zicem. Pentru X aparține de la minus infinit la minus 1, reunit cu 1 plus infinit, F derivat de X este egal cu, te rog să derivezi, F derivat egal cu X plus, hai să zicem, X plus radical din X pătrat minus 1, totul derivat, da? Da. Și egal cu 1 plus 1 supra 2 ori 1 supra 2 ori radical din x pătrat minus 1 ori și sub radical derivat, la derivata funcțiilor compuse. Da. Ori toată expresia derivată, adică ori x pătrat minus 1 derivat. Și cam mai departe cu 1 plus 1 supra 2 radical din x pătrat minus 1. Acolo va fi 2x. Ori 2x, da? 2 cu 2 se simplifică și face 1 plus x supra radical din x pătrat minus 1. Ei,
Și egal mai departe, hai să duc și la aceeași numitoră, egal cu radical din x pătrat. Totul supra din x pătrat minus 1. Așa, f derivat de x arată, o să scriu de sub aici, f derivat de x arată, în prima variantă pe care am derivat-o, este vorba de radical din x pătrat minus 1 plus x, nu? Da. Totul supra radical din x pătrat minus 1. Asta când x aparțin la minus infinit la minus 1, reunit cu 1 plus infinit. Și să ne ocupăm și de cea de-a doua variantă, să o derivăm. Deci pentru x între minus 1 și plus 1. Pentru x care aparține între minus 1 și 1. Minus 1, 1 deschis, da? F derivat de x e nu altceva decât x plus radical de 1 minus x pătrat, tot o derivat, care face egal mai departe cu 1 plus 1 supra radical de 1 minus x pătrat, ori 1 radical de 1 minus x pătrat, derivată, face minus 2x. Da. Ori minus 2x, ca să nu mai pierdem timpul, și da. 2 cu 2 simplifică. Și va fi egal mai departe cu radical 1, de 1 minus a, ducem și la cea viitor, radical din 1 minus x pătrat plus 1 minus x. Că da. E 1 ori minus x, minus x. Da. Minus x, totul supra radical din 1 minus x pătrat. Așadar, zicem că derivata arată în felul următor, radical din 1 minus x pătrat minus x supra radical din 1 x pătrat. Și până, asta că pentru x și aparține cui? De la minus 1 la 1, deschis. Dar sus am închis. Adică, vezi, am fost obraznic, să-ți recunosc. Cel puțin neatent. Să punem problema studiului derivabilității acum. Ca să le ieși pe minus 1, trebuie să vedem dacă funcția e derivabilă. În minus 1. Da. E greșit aici. Deci pun semn de întrebare. Pentru studiul derivabilității, fiindcă funcția e continuă, trecem la limită în derivată, da? Am văzut de aici că am trecut și o mâine în școală. Mâine în școală, începem școala, da? Ne oprim. Deci continuăm mâine. Mâine continuăm, da. Deci studiul derivabilității în punctul minus 1, respectiv 1. Adică facem f derivat stânga și f derivat dreapta în minus 1. Și acest studiu, de acolo ne vom da seama dacă păstrăm pe minus 1 sau nu păstrăm. Da. Ca funcția să fie derivabilă, trebuie să existe limită și să fie finită. Dar ne dăm seama că în minus 1 și plus 1, fiindcă va apărea radicalul jos, nu va fi finită. Da. Deci, pierde pe minus 1 și plus 1. Putem spune chestia asta, că funcția nu e derivabilă în minus 1 și plus 1. Da. Derivata a pierdut pe punctele minus 1 și plus 1. În punctele acestea, funcția continuă și nederivabilă. Foarte tare. Vezi că este un definiție apare. De aceea, vom vedea cum trebuie să ducem la bun sfârșit chestiunea asta. Ne oprim aici. La revedere!